Bună seara, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit! Astăzi vă vom prezenta un alt dispozitiv de măsurare de temperaturi, un termometru digital, practic, de o calitate superioară, așa cum încercăm de fiecare dată să obținem o calitate cât mai bună la un preț accesibil. Vom începe prin prezentarea cutiei. Termometrul are un lot, o serie pentru păstrarea garanției, care se vom regăsi și trecută și pe termometru. Are o viteză destul de bună de măsurarea temperaturii de o secundă, măsoară temperatura într-o secundă, ceea ce este un timp foarte bun. A fost testat clinic, poate măsura chiar și obiecte și temperatura camerei în situația în care se încadrează în limitele de citire ale termometrului impuse de producător. Este un termometru fără contact pe care o să-l găsiți la noi pe site. Vom deschide cutia și vom vedea ce găsim în interior. În interior găsim termometrul, manualul de utilizare în limba engleză, instrucțiuni de folosire, se folosește la o distanță de 0,3 cm, observ, funcționează cu două baterii AA. Vă voi arăta cum funcționează atât pentru măsurarea obiectelor cât și pentru temperatura corpului. Are două moduri de funcționare. Poate fi convertit din grade Celsius în grade Fahrenheit. Eroarea este de 0,1 grade Celsius. Eroarea termometrului. Vă vom atașa fotografii din acest manual pentru a putea extrage singuri unele specificații pe care le găsim chiar și pe cutie. Vom lua termometrul, îl vom porni. Acesta citește temperatura destul de rapid, la un interval de o secundă. Are prezintă memorie. În această memorie putem regăsi ultimele 35 de temperaturi măsurate. Pentru temperatura corpului este destul de precis. Întotdeauna respectă aceeași măsoară, aceeași temperatură. Se poate folosi în zona mâinii, în zona capului, în zona feței, în zona urechii. Pentru a-l converti, de aici se oprește sunetul, observând de aici. Pentru a trece în modul de măsurarea temperaturii obiectelor sau a interiorului, a mediului ambiental, trebuie ținut apăsat pe butonul MEM în momentul când termometrul este oprit, iar acesta va porni cu o casă, o pictogramă reprezentând o casă aici în colț. Și observăm că acesta măsoară temperatura ambientală, temperatura unor obiecte și nu mai este pe modul de măsurare a temperaturii a corpului omenesc. Îl vom opri, îl vom lăsa să se oprească singur. Îl vom porni și imediat va rămâne modul de măsurare a temperaturii corpului. În momentul când detectează o temperatură mai mică de 32 de grade, acesta intră în acest mod roșu, cu fundal roșu al ecranului și nu mai citește, arătând low temperatura, că este o temperatură mai mică și nu este un corp uman. De asemenea, de aici putem opri sonorul, de aici putem vizualiza ultimele temperaturi măsurate, a 7-a să spunem, a 9-a, a 10-a, a 14-a. Acesta este făcut dintr-un plastic ușor mat, foarte aderent, foarte plăcut la atingere, cu o priză foarte bună, foarte ergonomic. Senzorul aici are cei doi senzori, unul doar emite lumină, celălalt citește temperatura. Este foarte bine finisat la îmbinările dintre cele două părți ale carcasei. Butoanele la atingere fac acest click destul de discret, dar par foarte rezistente și robuste. Locașul bateriilor, în care intră cele două baterii, cu un capac care se închide foarte fest, ferm. Această diferență între capac și carcasă nici nu se remarcă, ceea ce denotă o calitate foarte bună. Este de o calitate superioară și trebuie o caracteristică foarte importantă, fiind faptul că poate măsura și temperatura corpurilor sau a mediului ambiental prin acel mod. Sper că v-am fost de folos și să-l considerați un accesoriu necesar în orice casă. Vă mulțumesc și sper că v-am fost de folos cu acest review. Ne revedem la următorul gadget pe care o să vi-l prezentăm.